Mai avem un minut și jumătate și vreau să-l întreb pe domnul Mircea Cărtărescu, pentru că finalul acestui articol din evenimentul zilei, intitulat Vorbe inutile, pe mine m-a pus foarte tare pe gânduri și convins că nu numai pe mine. Ce voi face dacă aceste campanii vor continua? Nu știu, scrie dumneavoastră, domnule Cărtărescu, probabil că o să plec din țară definitiv. Nu vreau să ajung să mă scui pe lumea pe stradă după 30 de ani de scris literatură. Era un moment de amărăciune care poate fi declarat depășit în această seară sau în acest moment? Nu, atâta vreme cât situația nu este depășită, cât situația este în progres, pentru că nu mă aștept ca în urma emisiunii noastre de aici totul să înceteze. Nu, spun că poate a fost atunci. Situația este în progres, după părerea mea va escalada, pentru că vin alegerile. Asta este povestea. Și o să mai scrieți în continuare editoriale? Voi scrie în continuare editoriale pentru că nu sunt nici laș, nici un om care se sperie foarte ușor, dar nu exclud ca la un moment dat să aleg acest drum al exilului. Nu exclud acest lucru, pentru că România în momentul acesta se scufundă, după părerea mea. Este o țară care se află pe buza prăpastiei, care este, după părerea mea, gata să fie dat afară din civilizație. Dacă noi vom continua în felul acesta, dacă ne vom bate joc de toate valorile noastre și de valorile europene în același timp, pentru că noi avem dublă cetățenie acum, suntem europeni și suntem români. Și nu putem fi români dacă nu suntem europeni. Dacă tot acest proces anti-european și împotriva valorilor civilizației va continua, nu se va mai putea trăi în România. Nici dumneavoastră nu veți mai putea trăi în România.